La muzeu, în stații de benzinărie ori în magazine, timp de 5 minute, Balada, una dintre cele mai emoționante lucrări ale compozitorului, s-a auzit simultan la ora 12 și un sfert în multe orașe din țară. Sub genericul Sunetul Iubirii, înregistrarea a fost transmisă și de TVR1, TVR Internațional și TVR3. Momentul a fost distribuit pe paginile rețelelor sociale și de violonistul David Garrett, cel care interpretează balada compozitorului român, dar și de președintele României. Pe pagina de Facebook a proiectului pregătit de Festivalul George Enescu, peste 2000 de oameni au urmărit în același timp momentul cultural de 5 minute. Anul acesta, Festivalul George Enescu va începe pe 28 august. Televiziunea Română este coproducător și official broadcaster al celui mai mare eveniment cultural și va difuza în direct 15 concerte de referință.